Un agent de poliție în vârstă de 25 de ani de la Spitalul Penitenciar Rahova a fost arestat după ce a fost prins în timp ce lua mită de la rudele unui deținut. Bărbatul a primit 12.000 de euro de la doi membri ai unui clan interlop ca să introducă în pușcăria Rahova trei telefoane mobile și 50 de grame de droguri. Însă cei doi l-au denunțat pe agent. Agentul Adrian Antonio Bularcă le-ar fi promis unor membri ai clanului interlop Gruia că îi va ajuta să introducă în penitenciarul Rahova 50 de grame de droguri și 3 telefoane mobile. Bunurile urmau să ajungă la unul dintre deținuți, în schimbul la 12.000 de euro și 1.200 de lei. Cei doi s-au răzgândit la câteva zile de la înțelegere și l-au denunțat la DNA pe agent pentru corupție. Indivizii, un bărbat și o femeie, l-ar fi înregistrat pe angajatul penitenciarului Rahova chiar în timp ce pretindea respectiva sumă de bani. Acesta le-ar fi cerut inclusiv să nu vorbească deloc la telefon pentru că ar putea fi interceptați și să folosească mai degrabă aplicația WhatsApp. Flagrantul a fost organizat în parcarea unui supermarket din cartierul Militari. Persoana respectivă a fost surprinsă în timp ce lua 12.000 de euro, cele trei telefoane și un plic conținând o substanță albă de la cele două persoane. Reprezentanții Spitalului Penitenciar Rahova condamnă gestul agentului de 25 de ani. Dezicem de orice activitate sau acțiune care contravine legilor. Potrivit declarației de avere, agentul primea un salariu lunar de 3.000 de lei. Era membru de sindicat și făcuse un împrumut bancar pe care l-a achitat anul trecut. Dar nu banii puțini l-ar fi făcut să accepte mita, spun colegii săi. Sunt ușor de abordat în discuții cu deținuții, află multe secrete despre ei și știu să speculeze în favoarea lor. Din păcate, tinerețea lipsă de experiență a dus aici. Deși puține, astfel de situații în care deținuții primesc pachete periculoase din exterior au existat și în trecut. Cele mai râvnite sunt telefoanele mobile. Anul trecut, de exemplu, un comisar de la penitenciarul Tulcea a fost acuzat de mită după ce ar fi adus în închisoare mai multe telefoane mobile și alcool pentru un deținut condamnat pentru omor. Drogurile se pot introduce foarte ușor în penitenciar pentru că sistemul de detectare nu detectează drogurile, ci doar obiectele interzise. Toate telefoanele sunt detectabile, dar mai greu detectabile sunt cele care au foarte mult plastic și nu au metal. Agentul este cercetat acum pentru luare de mită și a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.